sunteți așa exact în ordinea asta, fac care? Da, care-i primul? Până să ajungă să se încălzească cu ajutorul panourilor, clujenii au trebuit să se lupte ore în șir cu frigul. De când așteptați? De seară de la ora 8. Cum ați rezistat peste noapte? Da, numai noi știm, cu pături ne-am încălzit, cu cafea caldă. Aveți speranțe mari de la programul ăsta? Da, da, credem că se va rezolva. Ce vă gândiți să vă luați? Un panou solar. Panou solar pentru apă caldă menajeră. De la ora 10 stau aici. Ora 10 seara? Seara, da. Cum v-ați descurcat peste noapte? Am plimbat, am sărit, ne-am încălzit unul pe celălalt. Ce vă gândiți să vă luați? Un panou solar. Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului spun că nu aveau cum să evite cozile. Era bine să se poată depune online și atunci toate problemele cred că erau rezolvate, însă pe de altă parte sunt foarte mulți care n-au înțeles cum trebuie făcut sau lipsesc unele probleme care se pot remedia, pentru că dacă ar fi depus online și dosarul era respins de la București, nu mai avea altă soluție. Eu cred că totuși e mai bună această soluție momentan. Înregistrarea se închide atunci când se termină fondurile alocate. Clujul a primit peste 2 milioane de lei. Suma ar putea finanța aproximativ 330 de proiecte cu o valoare medie de 6.000 de lei. Programul Casa Verde oferă finanțări nerambursabile între 3.000 și 8.000 de lei în funcție de echipamentele achiziționate, panouri solare presurizate sau nepresurizate și pompe de căldură.